Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la sinaxarul zilei de 2 ianuarie. Astăzi facem prăznuirea Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, Sfântului Mucenic Serghei, Sfintei Iuliana din Lazarevo, Sfântului Ierarh Silvestru, Episcopul Romei, Sfântului Mucenic Tagien, Sfinților Teopempt și Teodota, Sfântului Cuviosului Marcu cel Surd, Sfântului Mucenic Vasile din Ancira, Sfântului Serghei și Sfântului Teopist, Cuviosului Părintelui nostru Cosma, Arhiepiscopul Constantinopolului, Făcătorului de Minuni, Mucenicului Zorz și facem înainte prăznuirea botezului Domnului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și multă prosperitate. Iar pe voi, pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori voi posta ceva nou. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și cu sănătate și la alte filmări.